doamnelor și domnilor! Mă bucur că vă găsesc în fața unor televizoare, nu oricum, ci deschise, pe un canal de televiziune, nu oricare, ci TVR1 și la această emisiune, că nu e oricare, ci este Europa mea. Un program care, știți foarte bine, se ocupă cu disecarea în amănunta a politicilor europene și cu aplicarea lor în România, care va să zie impactul lor asupra noastră a tuturor și unul dintre aceste pachete, poate cel mai important pachet legislativ dezbătut de când se știe Uniunea Europeană, este Fit for 55. Nu este vorba de vreun pachet de fitness pentru uh, oameni între două vârste, ci este vorba de un uh, pachet de 12 zi cu unii chiar 14, modificări de directive, regulamente uh, referitoare la uh, reducerea cu 55%, că de aici e 55, cu uh, 55% a uh, emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Despre asta vorbim. Nu putem să evităm acest subiect, pentru că este foarte, foarte important și pentru a-l face foarte, foarte interesant, nu mai important, l-am invitat pe domnul Ionus Purica, l-am reinvitat în emisiune pentru că a mai fost pe la noi. Bună, bine ați revenit, domnule Purica, vă pricepeți la energie, Fit for 55, emisiile de seră, voi ăștia cu energia, voi le produceți cel mai tare în afară de agricultură, care e par cu locul, locul 2. Transportul. Unii știa. din energie le produc cel mai unii, tare, unii alții mai puțin. Alții nu. mai puțin, și care vă să zic, a zis comisia, cum să facem să ne luăm de oia care produc mai tare, și cum facem? Se întâmplă niște lucruri interesante în sensul blestemului chinezesc, fie ca să trăiești vremuri interesante. Ferească Dumnezeu uh, de vremuri interesante, corect. Trăim vremuri, deja am început să trăim vremuri. Și chinezii, de altfel, au o criză de energie acum și s-ar putea ca rușii să le dea mai mult gaz și să nu mai aibă pentru Europa, dar uh, uh, asta e deja o, o idee care se vehiculează în contextul geostrategic. Uh, Fit for 55 înseamnă e o continuare a politicilor europene de energie și schimbări climatice. Care n-au apărut de, de -aia, care n-au apărut acum, sunt deja de vreo 10 ani, chiar mai mult, legate de pachete de reduceri de emisii de diverse feluri, care, bineînțeles, afectează portofoliul de energie, structura generării de energie nu numai a părții de generare, cât și a părții de consum, creștere de eficiență, transport, distribuție și așa mai departe. Este clar că în momentul de față, România de exemplu, care a luat niște măsuri foarte dure după 90 în economie, Dar rog, a ajuns ec să aibă emisii... E vorba emisii, între noi, economia a luat niște măsuri foarte dure... Mai dure cu România, da, da în sfârșit. Așa. A ajuns să aibă niște, niște emisii Uh, față de referința 1990 90. față de care se, refer, se raportează și acest 55% reducere, de vreo 58-56%. Deci dacă vrem până în 2030 să ajungem la 55, trebuie să te mai creștem un pic emisiile dacă punem problema nu în sensul ăsta. Nu, da. că vine și partea a doua. Episodul 2, care este zero emisii până în 2050. Evident. Aia... Uh, pun problema într-o formă mai uh, uh, metaforică, chiar apropo de emisii, la un moment dat eram membru în uh, grupul consultativ Advisory Group for Energy al Comisiei da. Europene și se vorbea de problemele gazului uh, pe care, de care Europa are nevoie din Federația Rusă, din Norvegia, din al Algeria, în timpul iernii ca să se încălzească mai ales și de emisii la care m-am gândit la un moment dat că poate politica de reducere de emisii nu e chiar cea mai bună, pentru că dacă cresc emisiile, Europa crește temperatura, că nu, mediului, Europa devine o zonă mai caldă și nu mai are nevoie de gaz metan ca să se încălzească. Deci, scade emisiile. În consecință, de ce să scădem emisiile când ar trebui să le creștem? E, uite, Evident, o... metaforic vorbind, e, pentru că costurile o... sunt mult mai mari Evident. dacă Evident. Uh, emisiile. Cresc. Practic, ar trebui să punem totuși cumva, uh, să, să stabilim un paradigm, un, un cadru. Uh, nimeni nu neagă faptul că trebuie protejată natura. Faptul că Uh, murdărirea naturii prin tot soiul de emisii, trebuie redusă la cât mai mult posibil. Mai ales acelea produse de antropici, de oameni. Evident. Normal. De fapt, dacă sunt să ne gândim, na, și vaca și oaia, tot de oameni. Păi, că oamenile până la urmă, să leagă de, de Corect, economie. De ce mâncăm de zi de zi. Uh, dar, una este să Caz de acord că trebuie redusă și trebuie eliminat cât mai mult în poluare, pe toate formele de poluare posibile, toate formele de poluare posibile, inclusiv aia care e necesară producerii de acumulatori electrici. Și alta este să vorba unui fost vicepreședinte al Comisiei Europene, să visez la o epocă în care toți europenii vor muri perfect sănătoși și cu buzunarele goale. Uh, să întâmplă următorul lucru, iarăși ajungem la niște chestiuni din astea de extremă. Da, exact. Aici uh, aici vreau să ajung la. Sunt limite și extreme, deci uh, cu niște costuri foarte mari de trecerea unor limite, fără să le poți controla înainte și să le uh, pui într-o situație în care să nu afecteze existența, pur și simplu. Uh, ce spunea liderul european te conduce la ideea că dacă toată lumea își ține... A țiine, fost până de curând și președintele Parlamentului. Evident, își <gânt> ține respirația timp de o oră, da. am rezolvat problema emisiilor antropice. Da. Uh, nu? Bun, e o glumă amară, dar... Uh, nu, e o glumă amară în, în orice caz, însă uh, ajungem în situația de a avea o serie de fluxuri în economie. Cum sunt banii, munca, energia... Nu mai vorbesc de apă, de nexusul energie-apă, informația, produsele, deja apar niște costuri crescute la transportul de produse în momentul ăsta. Care mai uh, sunt? Că nici alea am început să scadă producția lor, în să scadă. Nu, nu, de asta spun. Da. Cantitatea deja e o chestiune care, dacă nu mai există, am da. lămurit-o. Da. Vorbim deocamdată de prețuri. Uh, E foarte clar că și în energie e necesar să existe un, o limită de preț dincolo de care concurența pe așa zisa piață de energie trece în impact asupra economiei, în impact asupra puterii de cumpărare a oamenilor și așa mai departe. Înțeleg că dumneavoastră sunteți pentru o reglementare mai hotărâtă a pieței de energie. Eu sunt pentru ceea ce Comisia Europeană a lansat acum, că tot Corect. vorbeam de ultimul gândire. De Imediat, măsuri care, pe termen mediu, în energie, să reanalizeze conceptul de piață. Astfel încât să nu ajungi în situația, de exemplu, cea de acum, în care să ai niște prețuri care sunt complet dincolo de orice limită de bun simț economic și care, bineînțeles, au impact mare pe economie, au impact mare pe confortul populației. Până la urmă, au impact mare pe buzunarul Au un impact mare, evident, prin buzunar. Corect. Să ne înțelegem un apartament care nu are acces la energie electrică, nu are acces la căldură, nu are acces la apă, nu are acces la gaz natural, se cheamă peșteră. Eh. Ne întoarcem la peșteri folosind sistemul financiar de prețuri? Nu știu. Este de discutat. Dar este de discutat după ce încercăm și noi să punem cât de cât niște idei pe masă, printr-un scurt material luț, așa cum se cheamă în jargonul prost de televiziune, de circa două minute și revenim imediat. Propunerea de îmbogățire lexicală pentru această ediție este fit for 55. În traducere ar însemna ceva de genul potrivit pentru 55. Nu, nu este vorba despre o serie de exerciții de fitness pentru persoanele între două vârste, ci de un mai pachetul legislativ de 12 piese, avansat în această vară de Comisia Europeană către Consiliu și Parlament în calitate de codecidenți legislativi. Practic, este vorba despre o duzină de revizuire ale unor directive, regulamente și mecanisme deja existente menite a aduce Uniunea Europeană mai aproape de obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 și de eliminare totală a lor până în 2050. Nivelul de referință este 1990. Piesele de rezistență ale pachetului sunt considerate a fi cele referitoare la extinderea mecanismului de distribuție și comercializarea certificatelor de emisii, așa numitul EU ETS. Se propune extinderea ariei de acțiune de la industrie și producția de energie, suplimentar către transporturi, incluzând aici și transportul aerian, cel naval sau cel auto. În plus, se va adăuga spre taxare și încălzirea locuințelor. Astfel, vor primi bonusuri cei care utilizează pompe de căldură, panouri solare sau mici eoliene pe lângă casă, Ceilalți care vor folosi gazul, motorina, peleții sau curent electric obținut din surse neregenerabile vor avea de plătit o taxă suplimentară, proporțională cu daunele produse ecosistemului prin emisiile de carbon utilizate indirect. Similar, cei care vor achiziționa un automobil electric vor beneficia de suplimente. Cei care rămân de nevoie pe benzină vor plăti mai mult. Se va extinde sistemul și către liniile aeriene sau navale. Astfel vom fi încurajați să utilizăm avioanele propulsate electric sau pe hidrogen, când vor apărea. Între cele 12 documente, unul va afecta și relațiile comerciale ale Uniunii cu restul lumii. Se numește Carbon Border Adjustment Mechanism, pe scurt, SIBAN, și își propune să stabilească norme și tarife pe mărfurile de import, astfel încât industria și agricultura Europei să nu dea faliment în momentul în care prețurile autohtone vor crește din cauza noilor standarde de mediu, lăsând drum liber produselor și serviciilor din terțe țări cu norme ecologice mai relaxate de urmărit în ce măsură vor reuși negociatorii Comisiei să convingă Organizația Mondială a Comerțului. Fără a mai intra în detalii suplimentare legate de restul documentelor din Fit for 55, se poate aprecia fără a greși prea mult că este pachetul legislativ cel mai puternic, cu cel mai mare impact asupra vieților și prosperității cetățenilor statelor membre din istorie. De aceea este un subiect care nu poate fi scăpat din ochi. Nu ne permitem acest lux. Da, este un subiect uh, important, de aceea continuăm să-l uh, tratăm, cum s-ar spune. Este pentru că ne va afecta uh, viețile în mod direct și nu numai viețile de consumator direct, ci și indirect prin prețurile tuturor mărfurilor transportului, mâncării și așa mai departe pe niște uh, ani buni de acum încolo. De aceea zic că trebuie, zic eu, nu știu, că trebuie măsurat foarte, foarte bine înainte de a tăia o dată. Uh, știți cum se spune că trebuie să măsori de 10 ori și să tai o exact. dată. Exact. Uh, E clar că în momentul de față, probabil Comisia Europeană, nu spune Europa ca atare, încearcă să facă o trecere, o schimbare, cu o viteză care poate să fie uneori în anumite domenii prea mare, ori în alte domenii să nu, să nu aibă uh, prioritatea necesară. E foarte clar că dacă vorbim de izolarea locuințelor, nu? este o măsură foarte bună, trebuie făcută cât de repede cu putință. Toată lumea de acord. Evident, reduce uh, consumul de, în principiu de gaz sau de Crește energie electrică. electrică. Nicio crește problem. confortul, uneori îl crește foarte mult că mai lasă lumea deschise geamurile că e prea <laughs> o cald adevăr. în casă He, uh, mă rog, depinde de sistemul de termoficare e, Acum evident, să, nu... Nu? să nu intrăm exact, în detalii, In detalii. Uh, mai mult decât atât uh, trebuie înțeles un lucru sunt tehnologii care pot să apară Uh, multă lume mizează pe viitor vor veni tehnologiile care ne vor face să așa și pe dincolo. Hai să vă dau un exemplu Vă rog uh, Eram project officer în Banca Mondială și mă ocupam de un proiect de uh, transport și distribuție de, îmbunătățirea transportului și distribuției de energie electrică în Albania A, uh, în zonă asta era un pic înainte de a merge în Kosovo, să fac o evaluare a stării sistemului în 99. Un coleg punea la punct un proiect de iluminare eficientă în Albania. Albania are 2 milioane de locuitori, cam cât Elveția, să zicem. Sau ca București, Hai. Sau ca București. Uh făcuse becuri eficiente întrerupătoare lumină întuneric care stingeau sau aprindeau automat iluminatul public și așa mai departe și costa 100 de milioane de dolari tot proiectul ăsta la nivelul Albaniei la care mi-a venit așa o idee inspirațională și am spus domne zic de ce avem nevoie când faci un proiect, te gândești întotdeauna ce nevoie îți da. satisface de ce avem nevoie de ilumina public noaptea? Pentru că nu vedem pe întuneric. Dacă în loc de becuri și iluminat public am luat la fiecare din cei două milioane de albanezi un vizor în infraroșu, la 50 de dolari bucata, două milioane, ar fi tot 100 de milioane de dolari. Evident, n-ar mai fi nevoie de iluminat public, multă reducere de consum de energie, de eficiență, de emisii și așa mai departe. Omul ăla a rămas siderat. Eu păi mi-am dat, mi dat seama mai târziu de fapt ce spusesem, da. pentru că avem niște tehnologii, dar care, dacă le vom implementa, vor schimba total modul de viață și valorile și așa mai departe. Sărăcie energetică vor fi cei care n-au vizor în infraroșu, pentru că nu va mai fi iluminat deloc noaptea și atunci dacă nu vezi, evident că te duci la culcare odată cu găinile, cum să spune. Asta, asta a fost un exemplu de gândire out, out of the box, nu în afara cutiei. Asta îi învăț spune. și pe studenții mei să Aș... iasă din cutie, pentru că cutie. va trebui să înțelegem niște lucruri elementare apropo de penetrare tehnologică, de reduceri de emisii și așa mai departe. Da, dar este în continuare complicat pentru că deocamdată nu știm pe ce să se, se mizeze. Deocamdată dezbaterea este în plină desfășurare. Nu știm o fi bun sau nu o fi bun gazul ăsta ca soluție de tranziție. Nu știm dacă nuclearul este câh sau nu e câh. Pentru că una este dacă întreb Franța, care este din ce știu eu, cea mai mare putere nucleară civilă din, din spațiul european. Și alta e dacă între flancul nordic, Germania, țările scandinave sau statul California, mă rog, în altă parte, unde energia nucleară este piei satană. România, deocamdată, pare avea o opțiune destul de clară. Vi se pare uh, normal? Vi se pare că nuclearul uh, mai poate să joace în Poate să fie introdus în taxonomia asta celebră sau nu? E o dispută mare de tot în păi momentul de față, nu... apropo de nuclear, prezența exact. și uh, nu știu, prioritizarea nuclearului în taxonomia europeană. Asta înseamnă câți bani să dau sau dacă să aprobă investițiile ca atare pentru nuclear. Uh, e foarte clar că în momentul de față nuclearul, apropo de tehnologii, Reprezintă una din foarte puținele tehnologii cu putere mare pe unitatea de generare uh, și fără emisii. De acord, dar cu investiție mare la început. Uh, de acord, și pentru asta s-au făcut reactoare mici modulare, care sunt făcute în secția de producție Acum, și primite de, de curând, chiar săptămâna asta, uh, Franța. A anunțat că se ori, reorientează. Către, către asemenea astea tehnologii. Aici. Deci astea investiția aici. poate fi scăzută da. uh, cu replicarea în număr mai mare a unor unități de generare. Dar și cu costuri mai mari de securitate. Uh, că să până le la un mai mult pentru că dacă faci reactorul, și îl pui lângă un oraș pe care îl alimentează, nu știu, 5 ani sau 7 ani cu energie electrică și Așa. căldură, poate chiar mai mult. Da. Submarinele nucleare și portavioane acum sunt 20 de ani exact, anumite exact. tipuri de reactoare. Aici dau și ei, între 15 nu? și 20 de ani. Evident. Uh, Socoteala, rușii de altfel, au luat reactoarele de pe submarine, le-au pus pe niște barge și le duc în Siberia, Sideria. pe râurile alea, să-și alimenteze oracele. Uh, este foarte clar, mai mult decât atât, chinezii dezvoltă reactoare nucleare pe toriu. Toriu fiind un combustibil care, să zice, din cantitățile cel puțin găsite până acum, că poate satisfacă cererea omenirii pe vreo 100.000 de, de ani. Adică tehnologiile respective, după cum vedeți, penetrează. Nu mai vorbim de fuziune. Păi aia penetrează, dar penetrează voința politică de a nu fi, de a nu fi penetrate. Cum Socoteala este cum faci ca o serie de oameni care nu au competența de a analiza tehnologii de genul ăsta Vă rog mult să nu aduceți aminte despre o domnișoare. Vă rog mult. Uh, nu, nu, nu. Vai de mine. nu, a, nu. Vorbesc de oamenii de decizie. A, de oamenii de decizie, uh, nu, te influență. Uh, nu okay. de influență. Uh, mai știu eu ce da. duduițe care simt nevoia să nu. spună S -s -s ceva. Să schimbăm subiectul, vă rog. Că... Uh, da, e foarte clar. In Bravo de ce lor, să vorbim nu, despre nu, asta. Suntem o lume liberă, fiecare poate să-și Corect. exprime Corect. părerea. Corect. Corect. Uh, dar socoteala este lucrurile astea merg, așa cum spuneam la un moment dat, există oameni care cred că au o experiență foarte mare în domeniul energetic, pentru că o experiență practică, pentru că aprind și sting lumina de câteva ori pe zi. Este foarte clar că trebuie să începem să ne reevaluăm valorile științifice, valorile tehnologice și așa mai departe în raport cu deciziile care să, să iau. Atunci, aș dori să vă provoc acum pe ultimele 5 minute ale ediției la o recapitulare. Uh, întrebări? Și mi spus eu. gaz ca variantă de tranziție? Uh, da, pentru că nu ai alte soluții. Că trebuie o, o producție constantă. Evident, trebuie să, să ai o bază a curbei de sarcină, da. cum se cheamă, alimentată din soluții de genul celor de care discutam, inclusiv gaz nuclear și așa mai departe. Și bun, mai descurajez că se poate cărbunele. Și cărbune. Deși, vedeți ce s întâmplat? cu tehnologii noi de cărbune. Punem inovația în funcțiune. Nu oprim tot, pentru că nu știm, sau anumite persoane nu știu, vorbind de noile tehnologii, dar nu le nu le încurajează. Știi? Da, și atunci, în opinia dumneavoastră, introducerea... Hai să lăsăm cărbunele, că deja devenim reacționari, dacă mai vorbim despre... Dar gaz plus nuclear ar trebui introdus în taxonomie? Evident, gazul urmând să fie încet, încet elimină. înlocuit de hidrogen. Hidrogen produs din nuclear și din alte surse fără emisii. Atenție, deci nuclear și alte surse, pentru că, sincer, și asta ar trebui spus. Hidrogenul nu este un combustibil, este doar un mediu de stocare. Până la da, un punct. Poate este... să fie și combustibil în rețelele de gaz de acum, dar cu un risc mult mai crescut. Da. Că hidrogenul are prost obicei să facă amestec exploziv cu, obice cu oxigenul. Tocmai. Ceea ce de altfel s-a întâmplat la Cernobâl. N-a fost inițial un accident nuclear. E aici vreau. Aici vreau să, să ajung până la urmă pentru a produce hidrogen consum energie. Deci bagi energie în hidrogen, un randament. Hidrogenul îl arzi în altă parte la un motor, e alt randament. Deci nu poate să iasă cât introduce, atâta să și... E doar un, e un mediu de stocare. Dacă... Da, în celule de combustibil, exact. de exemplu, care pot să alimenteze electric, mai un transport electric. Evident, de aceea mulți se îndoiesc. Zic, domnule, dacă tot produc curentul, hai să-l bag direct la motor. De ce mai trebuie să-l trec prin păi, ca să stochez. Direct la motor înseamnă baterie. Exact. Nu? În loc de baterie pun celule de combustibil plină cu hidrogen. Eco. Deci, uh, deci, asta Tehnologiile este... sunt acolo. E foarte clar. și trebuie, de altfel, o varietate mare de tehnologie. E ca în biologie. Cu cât ai o varietate mare a speciilor, cu atât se adaptează mai bine sistemul la posibilele uh, impacturi. Având în vedere că, unul am toată lumea mizează în general pe tehnologii viitoare, cele care vor apărea și ne vor scoate din criza energetică și urgență climatică în același, în același timp, și că, doi, sunteți expert în, în, în energie nucleară, pe ce ați paria ca următoare... Uh, descoperire sau aplicare tehnologică din în viitorul apropiat. După mine, într-o perspectivă mai rapidă, reactoarele Emisi mici modulare care pot să fie făcute și există tehnologiile de fabricație și așa mai departe, da, puse da. la punct, deci producție de masă se poate face, ca să zic așa, în serie mare, nu? Un număr de reactoare sau medie, mai. medie, depinde cum vor de fi de masă. Da, da oricum. Da. În al doilea rând, pe un termen mediu Deja s-ar putea, vorbim de generare, în curând mă refer pe urmă la da, consum. Da. Pe termen mediu se pare că sunt acum niște teste și păfuziune. demonstrații pe fuziune. Da. Lucru care e, este, e, într este de important. este cu acel celul reactor din Franța. Domnule Purica, vă mulțumesc păfuziune. foarte păfuziune. mult. A fost o plăcere să discutăm încă o dată despre Fit for 55, așa în general, dar cu aplicare mai ales pe producția și consumul de energie cu prețul aferent. Nu de alta, dar ne privește pe toți. Săptămâna viitoare vă scap de, aceast, de acest subiect, dar vom reveni. Este un subiect mult prea important pentru a-l ignora. Mulțumesc!